Astăzi, pe bulevardul Mihai Viteazu, la intersecția cu strada Cicero, s-a produs un accident rutier între două autovehicule marca BMW. În urma accidentului au rezultat doar pagube materiale. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul biroului rutier, care, în urma verificărilor efectuate, au stabilit faptul că un tânăr în vârstă de 28 de ani din Drobeta Târnu Severin, în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Mihai Viteazu, la intersecția cu strada Cicero, nu a acordat prioritate de trecere și a intrat în coliziune cu un vehicul condus de un bărbat în vârstă de 44 de ani din comuna Șimian. Din impact, autoturismul condus de tânăr a fost proiectat într-un alt vehicul. În urma accidentului au rezultat doar pagube materiale. Față de tânăr a fost luată măsura sancționării contravenționale, iar ca măsură complementară i-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe o perioadă de 90 de zile. Pe șoselele de la noi din țară și din întreaga lume, accidentele rutiere sunt la ordinea zilei. La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a doua cauză de deces la nivel mondial.